Bine, hai cu asta. Hai să vedem despre ce o fi vorba. Rând, înainte de toate, aș vrea să-mi exprim respectul pentru Cătălin Moise și Zaya Fett, pentru că m-am uitat la mm. foarte multe clipuri de ale lor și uh, își făceau întotdeauna research foarte, foarte bine. Mi-au plăcut clipurile lor. Dar, dar, azi o să avem o discuție pe ultimul lui clip despre Bitcoin, blockchain, Web3, pentru că unu, Subiectul a fost tratat foarte superficial. Din Ok, abia aștept, abia aștept, dragă Cristian, să intri tu în profunzimea lucrurilor. Abia aștept. Și doi clipul lui a fost făcut fix acum în bear market, când se întâmplă toate știrile negative. Coincidență? O să vedem. Exact cum vedem și pe la știri, toată lumea strigă carita, scam, la fel cum fac și ziarele, cum fac și alți oameni care nu sunt în cripto și n-au nicio treabă cu domeniu. Așa se întâmplă în fiecare ciclu de bear market și suntem într-un bear market acum. Astea sunt știrile care prind ziarele, televiziunile, contentul ăsta de tip negativist, e făcut să capteze atenția și să vândă. Ce? Vizualizări. Deci se fac bani, e logic. Deci... A, se aude încet chi gata, mă scuzați. Mic nou sub soare. Să mergem mai departe. Povestea începe de la criza economică. Asta chiar mă amuză foarte tare, nu trebuie să studiez 6 ani ca să zici cum nu e cripto un scam, chiar nu trebuie. Uh, nu, dar dincolo de asta, eu vreau pentru numele lui Dumnezeu. Pentru numele lui Dumnezeu vreau să-mi explice cineva clar cum nu e un scam. Chiar vreau, vreau, uite, poate că nu zice că foi acum. Doamne, 2008, în care băncile ca să inventeze produse. Îmi <laughs> place că nu știe, n-are OBS, măi, scumpu. Oh, dar ce, cum a înregistrat aici? De deci ce se aude așa de parcă a înregistrat cu microfonul de la cameră? What the fuck? Ok. Flexe pe care nu le înțelegea nimeni și apoi au început să parieze pe ele puțini oameni care au înțeles ce sunt aceste produse financiare inventate au pariat că ele o să ducă la un colaps economic și prin acest pariu s-au îmbogățit dramatic. Ok, criza din 2008, piața de creditare. Am vorbit doar în 100 de clipuri aici pe canal despre asta și ce am de comentat la partea asta, pentru că mai departe a zis că apare Bitcoin ca salvare. În ruinele acestei lăcomii, răsare, la începutul lui 2009, drept soluție, Bitcoin. Dar ce nu a menționat okay. Cătălin este faptul că, în Genesis Block, când a fost minat primul bloc din Bitcoin, mă rog, din rețeaua de la Bitcoin, apărea un mesaj pus acolo special de Satoshi Nakamoto. Chancellor on brink of second bailouts for banks. Ce înseamnă, practic, mesajul ăsta? În perioada aia, bănci... a zis, Cătălin? le dădeau foarte multe împrumuturi fără să aibă o bază solidă de venituri. că Adică nu știau, practic, dacă oamenii au să poată să-și plătească ratele lunare, pentru că dădeau credite pe buletine. Unii oameni nu aveau nici măcar muncă nu mergeau la muncă și aveau patru case. Deci ca să nu intrăm în mai multe detalii aici, vedeți The Big Short film. Deci băncile au dat prea multe împrumuturi fără garanții. Piața de imobiliare în prețuri a ajuns la vârf și băncile trebuiau să dea faliment. E atât de simplu. Era vina lor, însă trezoreria a venit și a salvat situația. Băncile au fost salvate și oamenii obișnuiți și au pierdut apartamente, case și am intrat într-o recesiune destul de nasoală. The market shift intensified a crisis. This is kind of really vulnerable. It's like I'm showing you my... Da, a fost salvată situația, într-adevăr. A fost salvată situația, dar nu înțeleg ce vrea să zic. Se pare că nu au jucat corect. Băncile au supraviețuit și oamenii nu, pentru că mai erau și da. sinucidere atunci. Adică, politica monetară este centralizată. Asta a fost. De fapt problema, politica monetară, care este condusă de o mână de oameni. Ei controlează printarea de bani exact cum vor. Asta a vrut să sugereze practic mesajul ăla din Genesis Block. Bitcoin însă are un protocol stabilit și nemodificat până în 2140, adică 132 de ani mai târziu de la înființarea, nașterea Bitcoin. Suntem de-abia în anul 13. Asta a fost una. Hai să mai vedem o treabă care ține de bifurcare. Nu, dar nu înțeleg, n-am înțeles ce a vrut să zică. Îmi scapă mie ceva, dragi prieteni? Scapă mie ceva, vă rog eu frumos. Ajutați-mă. Ce a vrut să care a fost contraargumentul? pentru că l-a la bucurie. Da, omule, da. Mă rog, bifurcația e altceva, vorbim intrăm în altceva. Adică a, 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 doar a explicat criza din 2008, dar nu înțeleg nu înțeleg. Ok, bine. Ok, Cristian. Ok, Cristian. Cristian. Noi rosante, nimic. în care dacă ești suficient de bogat, poți să determini bifurcarea blockchain-ului și astfel să ți recuperezi banii. E prea amețitor de intrat în detalii acum, dar căutați de dau pentru a... A vrut să emphasize, a vrut să accentueze. Am înțeles. A vrut să accentueze ca să ne arate că încă de la concepția lui, Bitcoin-ul e, e o invenție pentru oameni. E, 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 să nu se mai întâmple, nu, ce s-a întâmplat în 2008, să plătească oamenii pentru greșelile băncilor. Asta, asta vrea să zică? Și-mi -mi scăpa mie? Cred că asta vrea să zică. Ok, bun. Mi-ar fi plăcut să-mi arate câteva exemple de oameni care gen sau. Uh, au scăpat de sărăcie sau au scăpat sau și-au asigurat viitorul, și-au asigurat livelihood-ul prin uh, Bitcoin. Aș fi vrut să-mi dea câteva exemple. <sus> nu no, mă rog. Hai. Ok, atunci o să intru eu în detalii. Pentru că detaliile astea sunt foarte, foarte importante. Vorbim de bifurcarea de la Bitcoin. Lăsăm Ethereum la o parte. Pentru că mai încolo. Nu, de ce? Păi, îi l-a zis de aia de la Bit. Măi! <laughs> Hai că mai dau o dată că s-a, fracturat treaba. Mai dau o dată. Cu bifurcarea, că intrăm într-o întreagă polologie. De suficient de bogat, poți să determini bifurcarea blockchain-ului și astfel să-ți recuperezi banii. E prea amețitor de intrat în detalii acum, dar căutați de DAO pentru amuzament. Ok, atunci o să uh -huh. intru eu în detalii. Pentru că detaliile astea sunt foarte, foarte importante. Okay. Vorbim de bifurcarea de la Bitcoin. Nu, nu vorbim de bifurcarea. The DAO era în Ethereum, omule. Era tot un Ethereum în DAO. Ce treabă are bifurcarea de la Bitcoin? Măi, mi se pare fantastic. Faci un video în mea în care să demontezi argumentele cuiva, dar gen, by just fucking... You just fucking disregard the arguments și încep să zici alte căcaturi. Ce legătură are bifurcarea de la Bitcoin cu aia de la Ethereum făcută de DAO pentru că au pățit un necaz? Sunt Hai Ethereum, să vedem poate parte. are totul. Mai încolo o să vă explic de ce Bitcoin este diferit de Ethereum și orice altă criptomonedă care a apărut. În primul rând, Bitcoin funcționează pe proof of work. Proof of work are nevoie de teren, construcție pe terenul la echipament de minerit, management uman, energie consumată, iar majoritatea celorlalte criptomonede funcționează pe proof of stake. Ethereum încă funcționează pe proof of work, dar vrea să treacă la proof of stake. Proof of stake uh -huh. e în felul următor. O oră de muncă online, oricine poate să creeze o monedă. Ceva e legat de lumea fizică, e tangibil, altceva se creează din nimic. cine e asta, mai nene? Cine ești? Ciclopul din X-Men? Cine dracu ești? Și cu semnul ăsta de la NFT-urile cu vikingi, cu ai... Băieți ăștia cu crypto sunt așa escroci. Efectiv, sunt ultimii escroci și, like, sunt nesimțiți. Asta mă enervează cel mai tare, că, like, eu, eu chiar îmi doresc din tot sufletul ca chestia asta, acum, sincer, am mai zis-o, dar eu chiar îmi doresc chestia asta să fie like, un lucru bun, you know? Și înțeleg cumva de unde a pornit, I guess, dar la ce am ajuns acum nu seamănă deloc cu niciuna din premisele nobile care ne-au fost uh, uh, forțate pe gât la începutul Bitcoinului. Nu seamănă cu nimic tot ce se zicea atunci, că e descentralizat, că nu e nimic din toate astea. Vrei să arăt că Bitcoin poate exista într-un număr finit, astfel că nu poate exista inflație, dar e duplicitar. Dar nu poate exista inflație, dar în schimb poate fi manipulat în piața de oameni foarte influenți. Vezi Elon Musk, I am dat eu comentariu pe tema asta, dar nu a răspuns. E, îmi pare rău, omule. Poate, cine știe? Poate cândva o să-ți răspundă. Uh, bine, hai să mai vedem. Cu adevărat. Și încă un tweet pe care l-am făcut acum ceva timp, un lucru pe care nu-l înțelegeam nici măcar eu despre Bitcoin versus altcoins, adică orice altă monedă în afară de Bitcoin. Bitcoin este proprietate, celelalte sunt securities, acțiuni ale companiilor, adică. Bitcoin a fost declarat proprietate încă din 2014 de fiscul din America. Așa că din cauza asta, alte companii mari, bănci, guverne, state se vor lupta pentru proprietate întotdeauna, dar niciodată pentru o anumită companie. Ceea ce de la Ethereum în jos sunt companii. Bitcoin nu este. În plus față de asta, Proof of Work este reglementat. Există mineri care sunt companii publice în SUA. Nu poți ajunge așa că te-ai tu companie publică. Treci prin niște elemente birocratice, destul de nasoale. Asta înseamnă că e fizic, e tangibil și respectă practic normele și reglementările juridice din statul respectiv sau statele care le-au lăsat să funcționeze acolo. Da, și elementele astea fizice rulează cod. Proof of stake în schimb. Is it just me sau nu mai e descentralizat în punctul ăsta? Like, dacă e considerat de fisc ca fiind proprietate și all that, nu cumva nu mai e descentralizat? Nu, mai e, nu cumva se raportează la aceleași sisteme la care se raportează și banii normali? Is it just me? I don't know. Sure feels like it. Orice companie de stat poate ajunge la zero. Da. Ok, bun. Kim? Nu este așa ceva. Aici e problema de fapt. Și mare parte din clip, Cătălin are oarecum dreptate, dar trebuie separat oarecum, are oarecum dreptate, dar trebuie separat Ethereum-ul de Bitcoin, deși nu asta a fost premisa niciodată, adică nu se vorbea despre asta. Zim Amia de bifurcația de la Ethereum, mai aia nu ți se pare o dubioșenie? Bitcoin de spațiu cripto. Și o să vedem pe parcurs de ce. Așa că revenind un pic la Bitcoin, s-au încercat mii de atacuri pentru a sparge rețeaua. Deoarece Cătălin vorbea de partea asta de bifurcare. Cineva care are mai mulți bani să vină pur și simplu să strănute cu niște miliarde și să capteze rețeaua și să fure tot. Nu există așa ceva la Bitcoin, n-a fost spartă niciodată rețeaua. Și o să vorbim la capitolul ăsta la partea de securitate, dar mai încolo un pic. Bifurcarea asta sau hard fork despre care vorbea Cătălin, la Bitcoin vorbim, nu vorbim de Ethereum. Ethereum nu este Bitcoin. A fost practic în 2017 când mai mulți mineri vreau să mărească capacitatea blocurilor de minat, adică să se scrie mai multe tranzacții, ca să capă mai mult să ia mai mulți bani. Majoritatea minerilor nu au fost de acord, iar cei care au fost de acord au creat Bitcoin Cash printr-un hard fork, adică Măi, ce legătură are chestia asta? Cine zice aici, măi, omule, că treci de la una la alta, Alex, sunt... În... a trecut prin 15 idei în fără să zică nimic de, like, despre ce era vorba, ce a bă, bă setat el ca primisă prima dată din video lui Cătălin. Like, what the fuck, what is this? Rulează un nou algoritm cu blocuri mai mari, tranzacții mai multe, însă market cap-ul de la Bitcoin Cash sau valoarea de piață a hard fork-ului, care ei ziceau că o să fie, de exemplu, mult mai bun, un Bitcoin inovativ cu adevărat. Este cam de 3-5% din valoarea Bitcoin-ului adevărat. Apoi, din Bitcoin Cash okay. s-a mai făcut un hard fork mai departe cu Bitcoin Satoshi Vision, care se zice că ar fi adevăratul Bitcoin, care respectă normele de la început. Și uite, așa s-a demonstrat practic orice hard fork care a avut loc pe Bitcoin, rezultatul criptomoneda care rulează pe noul blockchain este infinit mai puțin valoroasă decât Bitcoinul adevărat. Pentru că este un misconception la mijloc. Cei care au vrut să mălească și tranzacțiile și reward-ul, adică să fie mai mult de 21 de milioane de Bitcoin, nu prea înțelege cum funcționează inflația. De exemplu, am pus inclusiv pe Twitter. S-a dat la știri că în Uganda s-au găsit minereuri de aur în valoare de 12 trilioane de dolari. Cam atâta este market cap-ul aurului la momentul ăsta pe piață. 12 Păi, eu aș vrea să-l lase termină, dar pare că, nu mai, pare că nu mai termină. Pare că numai despre asta vorbește. Suntem la capitolul bifurcarea. Trilioane. Asta înseamnă că există încă atâta aur și lumea vrea să înceapă să-l exploateze. Hai să-i spunem și ăsta un hard fork. Dar ce s-ar întâmpla? Care ar fi rezultatul final? Păi dacă începem să scoatem aurul ăla și cererea rămâne la fel, aurul celorlalți se reduce la... Apropo, cine scoate aurul ăla din Uganda? Chiar sunt foarte curios. Cine va scoate aurul din Uganda? Jumătate de preț. Pentru că s-a mărit resursa de două ori și cererea a rămas la fel. E Economie 101. Deci, Bitcoin a rămas la fel ca algoritm de bază. Elon Musk, da. Cum a ajuns la aur, nu știu, a început să vorbească de inflație. Deci, măi, Cristian, povestea la DAO era că neexistând un contract uh, 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 proper, da? un contract care să existe în societatea, fără de smart contractul din Ethereum, faptul că omul a profitat de un bug ca să trăinuiască uh, 15 milioane, nu știu câte walleturi, 60 de milioane de dolari, makes it like, you know, not as secure as we might like to think. Cred că, cred că asta era, like, uh, ideea. Nu știu cum te-ai te -ai gândit tu să contracarezi acest argument vorbind despre cu totul și cu totul altceva. Eu zic că eteriumul nu e așa și tu zici pe păi, da, da, bitcoin nu e ok, păi, dar nu asta despre asta era vorba. sau <sighs> da, este Cătălin, mu este da. Ăsta este Proof of Work. Proof of Stake-ul este cu totul altceva. Este mult mai problematic și aici sunt de acord cu el. Dar, dar, anumite companii care încep în direcția asta cu Proof of Stake, și vezi că am zis companii, nu criptomonede, se poate verifica dacă firmele lor există și sunt valide în Sua sau Dubai sau Letonia sau Lituania, pe unde se mai deschid ele. Încep inclusiv în România să se înregistreze. Da, se poate face research, oricât ar fi... Zi am zis că face 26 de episoade despre video ăsta... N-am văzut asta, holy shit Păi nu scrie episodul 1 aici în titlu Doamne, iartă-mă, ok, interesant, ok, ok Nu știu dacă... Crezi tu că poate să vorbească 26 de episoade? Poate 26 de episoade a câte un minut fiecare Toate cripto sunt scam, mai puțin alea pe care le susțin eu, că mi-am făcut research, da Zis Cătălin că research bro, la modul sarcastic, chiar se poate face research. Deci atenție, toate astea care funcționează cu proof of stake sunt firme. Bitcoin nu este firmă. Adică doar un miner din sutele de mii primește recompensa. Nu, no, cum au ce faci? Mai omule, ești nesimțit. Îi pune mouse-ul pe nas În janghina asta de captură de ecran Care n are nici nu captează sunetul A luat sunetul de pe telefon Incredibil Restul și la alte uși. Uite. Ca să-și crească șansele, minerii mai mici s-au organizat în cooperative de minat care își unesc puterile de procesare și apoi împarte compensa în funcție uh -huh. de cine cât a contribuit la efort. Ăsta e de fapt singurul mod în care poți să participi la minat cu aparatura ta modestă de casă. Cel mai mare grup de minat azi însumează în jur de 15% din puterea de procesare a rețelei. Asta înseamnă că 15% din bitcoinii noi sunt minați de ei ceea ce înseamnă că în cazul în care ei validează noul bloc de informații primii, 85% din puterea de procesare a rețelei a rulat degeaba. Okay. ok. Minerii mari au putere mare de procesare. O să ne zică că minatul de criptomonede nu e așa de energy intensive. Așa simt. Nu, nu, nu pot. Doamne, efectiv, dăm Doamne putere. Efectiv, dăm Doamne putere să-mi de viață. Dior, băi, chifoi și la asta cu energia. Dior, mai de viață. Practic, sunt șanse ca ei să câștige reward Pentru că ar rezolva mai repede problema aia matematică. Pe păi, uite, aici probabil că nu știai că problema aia matematică este de fapt rezolvată complet aleatoriu. Aici e chiar ca la bingo, adică un miner mic poate pur și simplu să rezolve ecuația aia despre care vorbeam. Nu poți să faci un procentaj aici, este foarte greșit. E ca și cum mai zice, hai să dăm cu banul. 50% probabilitate să cadă stemă, 50% probabilitate să cadă ban. Dau o dată, cade una din ele. Dacă dau a doua oară, care este probabilitatea să pice una sau alta? Tot 50%. De fiecare dată este 50%, una din două. Probabilitatea pentru a câștiga reward-ul este la nivel de grup mai mare, pentru că sunt mai mulți mineri acolo. Deci nu înseamnă că 15% din timp ei vor nu știi ul Știu, știu, e greu cu probabilitățile astea. Nu, dar înseamnă că dacă altcineva, 15 milioane de oameni care consumă curent ca să rezolve ecuația aia, și dacă unul rezolvă primul, ceilalți au consumat curent degeaba. Nu? Adică de asta era problema, nu altceva. Nu, 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 știu, ce, nu știu ce zice aici mai omule. Da, dar hai să trecem și la consumul de curent. China a, ah. complet orice activitate legată. Până atunci, China ocupa locul întâi în lume la minat criptomonede. Interziși, minerii refugiați au încercat să-și găsească alte țări cu electricitate ieftină pe care să o mulgă în scopul de a rezolva probleme matematice redundante care să adauge numere într-o bază de date inventată din neant. Acești mineri, la această scară, nu sunt indivizi care fug dintr-o țară în alta cu 5 plăci video la sub braț, ci firme mici, medii și mari care investesc capital în aparatură de minat pe care o pun în hale. După ce au fost date afară din China, aceste firme și-au găsit un nou cămin în Kazakhstan. I-a intrat... I-a intrat mail. I-a -a intrat mail, ia, ce zice aici? Oil and gas, jobsearch.com. new jobs, matching floor, man. Floor, caută de muncă. Măi, măi, Cristian, măi... Măi, Cristian, întreabă și tu pe Discord-ul al tău. N-ai tu un om care să zică cum să faci o captură de asta de ecran ca oamenii? Își caută de muncă pe, -o, pe o sondă de aia extracție. Oil and gas industry. Așa că doar a crescut cu 7% într-o rețea veche de 10 de ani construită pe vremea URSS-ului. Da, consumul de curent, una din cele mai clasice probleme cu minatul de Bitcoin. Abia aștept să văd ce... Ce zici la asta? Abia aștept, Am auzit-o în fiecare bear market când m-am mutat practic la știrile din urmă. Minerii din China au fost dați afară pentru că în primul rând foloseau foarte mult cărbune, care știm clar că are cele mai mari noxe în momentul ăsta. Nu prea mai ai voie să folosești cărbune. E ok, bafta, au plecat la curent mai ieftin. Hai să vedem și continuare. 85 din energie. Doar China folosește cărbuni pentru curent? Nu înțeleg. Doar China folosește cărbuni ca să facă curent? Efectiv, ok, bine. Folosită a fost pentru nimic. Dacă cineva cu 1% câștigă loteria, atunci 99% din energie a fost pentru nimic. Deci 85% din energia consumată a fost pentru nimic uite, asta este cea mai mare prostie pe care am auzit-o și se pot găsi detalii tehnice. Hai să le discutăm un pic. Unul la mână. În prezent, energia consumată pentru proof of work, da? pentru minat Bitcoin, este regenerabilă. Și vin și cu exemple imediat, ai răbdare. Și doi la mână. 85% din energia consumată de este de fapt ce trebuie pentru a securiza rețeaua. Și securitatea rețelei este asigurată de hash rate. Puterea de procesare a rețelei o să dea hash rate-ul. De asta nu a fost niciodată spartă rețeaua. De asta 85% din energie nu este consumată consumată degeaba. Este consumată pentru ca nimeni să nu strice protocolul. Ăla este baza rețelei. Reț A, ah, deci nu e degeaba. E tot curentul se consumă curent, dar nu e degeaba. E ca să mențină protocolul. A, ok, atunci e ok. Atunci înseamnă că e bine, da. Mulțumim mult. Mulțumim, mulțumim. Rețeaua este cea mai importantă. Bitcoinul pur și simplu circulă de la unul la altul. Și aici nu este altceva decât Darwinism. Este la fel ca în afaceri, este competiție. Survival of the fittest. Nu dai randa... Asta e bine, da, bun, bun, mulțumim mult. Oh. ca miner că folosești cărbune sau curent foarte, foarte scump, ieși de pe piață, lasă pe alții să vină să inoveze. E nevoie de chestia asta pentru rețea. Ci ar fi să nu existe rețeaua asta deloc? Eu înțe... Ok, chifoi, am înțeles, da, am, am înțeles. Dar ar fi bine să nu dacă Dacă consumă atât de mult curent rețeaua asta, nu mai bine nu există deloc, indiferent că o folosește aiurea sau de ampulea sau că o folosește ca să mențină protocolul sau nu știu ce. Poate ar fi bine să nu existe și să consume atâta curent. Poate asta ar fi uh, uh, mai bine. Nu știu, cred că ăsta era de fapt argumentul. ceau Bitcoin, pentru că 2008, da? Nimeni nu beneficiază de bailouts. Hai să mai mergem o dată la energie. În condițiile civilizaționale în care existăm, cu toate problemele încălzirii globale și ale energiei în general, greu de imaginat ceva mai dement decât să arunci direct la gunoi asemenea cantități de curent electric. Se estimează că sistemul global financiar cu toate bancomatele lui consumă cam cât minatul de Bitcoin și Ethereum dar acest sistem e utilizat cu succes de miliarde de oameni din toată lumea pentru facilitarea transferurilor de bani și în mod cert nu e complet degeaba 99% din acest consum. Ok, aceeași discuție se întâmplă în fiecare bear market. Consumul sta de energie excesiv care dăunează pur și simplu planetei. Se consumă mai mult decât sistemul bancar, se consumă mai mult decât o țară întreagă. Ăsta este da. un alt mit din lumea asta. Și o să-l dezmințim acum. Mai omule, zis like it's documented. It's documented, lăsăm în descriere, nu știu, găsim un p***** toate, toate studiile, ever, posibile și imposibile. What the fuck? ce dracu-n zice aici? Avem energie în surplus, adică mai multă decât ne trebuie. Vrei să știi cu adevărat un consum de energie total inutil? 144 de miliarde de metri cub de gaz sunt arși în fiecare an. Ok, și, o, și asta înseamnă că e ok, că să existe alt consum de curent? <laughs> Măi scumpu. Am lucrat în petrol și. Băi, băi Cristian, să știi că consumă mult curent minatul de cripto. Da, dar știi ce mai consumă mult curent? De fapt, nu, nici măcar curent. Tu știi cât gaz să consumă iurea acasă, așa. Mai nu era vorba de gaz. Nu vorbeam de gaz. Da, și ai nasol, într-adevăr. Dar ce legătură are cu, cu, cu minerii care consumă curent? și gaze. E flacăra care nu se stinge niciodată. 144 de miliarde de metri cubi pe an. Și știi ce a făcut Exxon? Exxon care este compania numărul 1 de petrol și gaze din lume. A zis în felul următor. Băi, noi cam ardem gazul degeaba. Ce ar fi dacă energia aia care oricum se pierde aiurea, o folosim să minem bitcoin? Și uite așa, energia aia produce bani, nu se mai pierde. Asta odată. În plus, între 5 și 10% din energie este pierdută forever în rețea când este distribuită. Așa că încă o chestie pe care Cătălin nu a prezentat-o este faptul că 58 100% din energia care se consumă în rețeaua Bitcoin ca să se mineze Bitcoin este complet regenerabilă. Sunt rapoarte date de Bitcoin Mining Council, tocmai ca să oprească tipul ăsta de dezinformare și presupuneri. Of, of, Cătăline. Poate ai auzit și de vulcanul cu 0% emisii cu pe... Hai că ne uităm, dacă, toate, dacă e atât așa de multă energie regenerabilă, tot n-am înțeles chestia aia cu gazul, chiar n-am înțeles-o, adică ok, da, Exxon s-a gândit să facă chestia asta, adică I don't see how it's an argument. Efectiv, nu are absolut nicio legătură. Uh, uh, da, hai să vedem, nu știu, poate e energie neregenerabilă și suntem noi proști. Noi toți proști. Pe energie regenerabilă din El Salvador, unde în lângă s-a uh -huh. construit un hub de minerit Bitcoin, care la fel ia energie care se pierde cu adevărat și o folosește într-un scop util. Texas bagă o grămadă de bani în panouri solare, dar și în tehnologia de a dezvolta panouri solare cât mai eficiente. Pentru că, vezi tu, eu am lucrat în petrol și gaze și toată industria asta nu este sustenabilă. Trebuie mereu să săpăm mai mult, trebuie mereu să extragem mai mult, dar dacă suntem un pic sănătoși la cap și ne gândim cu adevărat la încălzirea globală, Câtă energie pierdem de fapt pentru că nu farmăm energia solară și eoliană și hidraulică. Ai considera că săpatul în pământ și găurit planeta și apoi ars 144 de miliarde de metri cub de gaz pe an, aiurea sau 5% pierdut pe drum din distribuție, poate este cu adevărat energie pierdută aiurea? Mor să Efectiv nebunesc. Efectiv nebunesc când pierd mințile aici, de față cu dumneavoastră live să vă uitați la un stream cu un om care își pierde mințile în pula mea. What the fuck are you saying, my guy? Da, e și aia o problemă, știm cu toții, dar... Dacă există deja cele miliarde de uh, metri cub de gaz ars, deci de ce să mai existe și astea de bitcoin doar așa ca să schemuiască oameni? Poate de fapt aici este energie aruncată pe geam pur și simplu? Da, minatul de bitcoin a pornit o revoluție, cu adevărat. Mai ales în industria energiei regenerabile. Oh. Trecem mai... No, no. <laughs> e ca... cum îi cheamă? Ah, nu mai îmi scap acum respectiva speță. Dar era impresia FedEx FedEx sau o de-asta de curierat care, gen, uh, avea emisii mari de la toate mașinile și avioanele pe care le folosea ca să transporte colete. Și gen, uh, 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 dădusele l-au un comunicat în care ziceau că și-au scăzut emisiile cu 40%, dar aia de fapt era like, erau emisiile care scăzuseră la nivel uh, global, conform nu știu cărui studiu făcut de pula mea, cineva. -a luat din studiul ăla și au zis, păi a, au scăzut emisiile la nivel global, păi și la noi a scăzut cu 40%, știi? Adică e genul ăla de, like, fucking uh, 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 minciună prin asociere. Cargus Radioactivus. Argumentul cu energia regenerabilă e lungă, fac. I mean, uh, nu am intrat adânc în el, dar too to long to read era că it's not what it seems. Da, aici, mă rog, acum nici eu nu sunt cu research-ul făcut uh, momentan, dar uh, intuiția îmi spune că energia regenerabilă oricum se făcea pentru că avem această criză uh, uh, climat, climatică iminentă. Să te iei cumva, să te legi, să piggyback, știi, pe faptul că întreaga lume încearcă să rezolve o, cri o criză zicând că a, păi nu, că și noi am contribuit la energia regenerabilă, că aveam și noi nevoie de energie ca să minăm cripto. It's like, sincer, e foarte, uh, uh, cum îi zice... Foarte bad face, foarte bad face, mă rog. blockchain e lent și ineficient intenționat, prin concepție. Da, lent și ineficient. Văd deja un tertip aici. Asta e propaganda practic în fiecare bear market. Cătăline, ai ajuns prea târziu cu știrile astea. Se întâmplă în fiecare ciclu. De fiecare dată când scade piața, de fiecare dată vin toate știrile astea și aruncă cu Blockchain-ul este lent, energie multă consumată, Bitcoin nu se bazează pe nimic, nu are nimic la bază. Ok, hai să dezbatem un pic tematica asta pe lent și ineficient. Și aici, bineînțeles, se referea la Bitcoin. Sper. că okay. Celelalte, practic, unele dintre ele sunt foarte rapide, dar V-am zis, alea sunt altceva. O să începem cu o mini-povestioară de la Aur. De ce s-a tot numit Bitcoin Aur Digital sau Aur 2.0? Totul pleacă de la cele 5 caracteristici ale banilor. Durabilitate, divizibilitate, acceptabilitate. Doamne, urăsc atât de mult. Băi... Trebuie să existe bani neapărat. Ok, nu, știi ce? Nu o să intru în reantul ăsta. Nu, nu o să intru în reantul ăsta. Lăsăm reantul ăsta pentru o altă dată. Gata, nu, gata, mă abțin, mă abțin, mă abțin. Dar eu am o problemă mare cu existența conceptului de bani. Mă, mă, Acceptare în socială, fine. portabilitate și scarcity. Trebuie să fie durabil. Adică dacă dai cu bomba atomică în el, trebuie să reziste. Aurul rezistă, de asta a fost ales. Divizibilitate. Trebuie să fie maleabil, adică să se divizeze ușor. Versus okay. o variantă de fier. Acceptarea da. socială. Cred că toată lumea a auzit de aur. Inclusiv în antichitate, cu aur se făcea tradingul. Cu acceptarea socială au ei probleme. Nivel mondial. Portabilitate. Pentru că aurul are o densitate de 19 grame pe centimetru cub, îl face aproape de două ori mai greu decât plumbul. Și ai luat odată un plumb în mână, micuț așa, ai văzut cât de greu este. E, aurul ocupă mai puțin loc. Se poate porta mult mai ușor, dus de colo colo. Și ultima caracteristică ar fi scarcity-ul, care este cea mai importantă. Astea cinci caracteristici fiind ca Power Rangers. Dacă scoți un Power Ranger, practic puterea nu mai e aceeași. Dar scarcity aici ar fi cea mai mișto caracteristică. Scarcity-ul înseamnă, în teorie, rezervă limitată. Bă, cu ai, vezi că ai un tablou uh, impresionist cu Elon Musk în fundal, sincer. Și, bă, 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 Figurinele Buddha. Doamne. Da, deci nu pot să... Uh, îmi distrage atenția tablou Elon Musk. I hate it so much. Dar dacă mergem mai la bază, de fapt, Scarcity-ul se referă în faptul că resursa respectivă este foarte, foarte... Și Cybertruck-ul, da. Foarte greu de obținut. Dacă este foarte greu de obținut, este foarte scumpă. Și atunci de ce aurul și nu argintul? Exact din motivele astea două. Se găsește mai mult argint decât aur. Aurul se obține mult mai greu decât argintul. Și aurul, practic, de-a lungul istoriei a fost... Păi, domnul Vlad, ales de piața liberă, nu de guverne. Cineva cândva a descoperit aurul ca fiind ceva. Și apoi a venit cu ideea asta, hei, hai să folosim asta ca să tranzacționăm. Caracteristicile astea s-au perfecționat în timp. Apoi aurul a fost acumulat masiv de bănci, dar încă se minează aur și este încă acceptat pe piața liberă. Dar a devenit foarte, foarte greu de portat, foarte greu divizibil, foarte greu de verificat. Trebuie să plătești pe cineva care știe cum se aude aurul sau ce da, măi, și de aia s-au făcut banii, dar dacă o să-mi zici după aia că următoarea etapă erau criptomonedele, o să-mi pierd mințile, nu te supăra pe mine că zic. Pustare, apar n-am. Mii de guverne au dispărut, imperii au murit, aurul a rămas. De ce? Pentru că a fost adoptat de piața liberă, nu de ăștia alții. Dar știi de ce au murit imperiile? Hai să luăm exemplu Imperiului Roman. Și pun pariu că și băieții de la fet știu chestiile astea. Romanii, de exemplu, au început să taie colțurile monedelor de aur. Aur. Ca să mai ciupească un pic de aur de la cetățeni și să mai creeze monede, adică să creeze mai multe. Adică să facă monedele alea mai puțin valoroase. Piața liberă a început să nu mai aibă încredere și uite așa, baftă Imperiul Roman. Sună cunoscut din... Băieții de la zaiafet da, așa a zis, nu? Băieții de la zaiafet Oamenii buni de la Zayafet! Nu, nu, știu, nu știu unde vreau să meargă, mi-e frică unde să concluzioneze toată, toată tirada asta, toată polologia asta. Nou cu 2008 și continuarea 2008 cu bailouts și cu quantitative easing, despre care la fel am vorbit o grămadă în clipurile anterioare de pe canal, nu o să mai vorbim okay. acum, este practic o pompare de bani constantă în economie, ca să crească economia. Și inflația pe care o resimțim în momentul ăsta este datorată, wait for it, politicii. Man, da, economia așa cum există, e, da, e stupid cum am definit economia uh, în zilele prezente, dar tu, tu nu vezi, măi, Cristian, cum, cum uh, 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 criptomonedele astea se supun acelorași, dar fix acelorași metehne ale acestei economii pe care o, o critici tu acum atât de virulent? Că de fapt despre asta e vorba și asta e problema. De-aia zice lumea că e scam, că e exact același căcat. Nu e vorba de nicio descentralizare, nu e vorba de nicio. Nu e niciun empowerment, nu e ca pentru oameni. Nu se poate îmbogăți omul peste noapte ca și când. you know, nu e, care, nu e nimic. Este exact același căcat la bază. Doar că e mai rău, e un pic mai rău, pentru că aici nu mai e vorba de. nu mai e uh, uh, un guvern care să reglementeze chestia asta, e doar pur și simplu o junglă în care. Uh, uh, Libertarianismul în care trăim la nivel de stat, chiar se poate, știi, adică chiar nu mai e niciun stat, chiar nu mai e nimeni să-ți bată obrazul. Că asta a fost și exemplul cu The DAO, cu DAO. Efectiv, despre asta era vorba. Mi se pare foarte scummy și foarte bad faith felul în care cum îi zice glisezi așa între actualele, între adevăratele puncte de discuție care au fost spuse în videoclipul al Cătălin Moise. Pe mine asta mă scoate din minți. De ce nu ne spui, Cristian, despre felul în care cei 0, cât fi 1% dintre oamenii care dețin majoritatea Bitcoin-urilor, cumva nu. A, mamă, ce m-am încurcat, băga mea! Dar înțelegeți ce vreau să spun. Oh, i am dat play din greșeală. Înțelegeți ce vreau să spun, în principiu. Problemele sunt altele. Nu sunt astea că. el acum ce, că. e consumul de energie și așa. Problema adevărată este că întotdeauna o să existe niște oameni cu foarte mulți bani care o să manipuleze chestia asta cum vor ei. Nu e vorba de nicio culoare, sub nicio formă, nu este vorba despre o eliberare, o emancipare a oamenilor bogați care până acum, că e asta de fapt, cumva asta e fuculul uh, cristian. Fuculul cristian este că, uh, știi, omul care până acum, neavând bani, nu putea participa la uh, b b capitalismul de cel mai înalt nivel, știi? Acum, prin Bitcoin, ea ca poate. Că asta era problema. Problema era statul, nu... Uh... Ah. Ok, hai Monetare a băncilor centrale. S-au printat o grămadă de trilioane de dolari în pandemie. Oh, gata, avem bani, suntem bine. Și mai ții minte analogia cu aurul din Uganda? Printăm încă pe atât aur, aurul scade la jumate în preț. Și dacă ne uităm pe balance ul de la Federal Reserve, înainte de pandemie erau 4 trilioane de dolari. În doar 2 ani de zile a ajuns balance ul la 9 da. trilioane. Adică peste 50% din banii care sunt pe piață în momentul ăsta au fost printați în ultimii 2 ani. Zici de aur și de altele, nu înțeleg, Eu aștept să văd încotro să ne ducă care-i point cu chestia asta cu aurul, aștept să văd încotro ne conduce cu asta. Și bineînțeles, abia acum începe să se resimtă inflația. Asta istoric se întâmplă de fiecare dată. Se printează banii o perioadă mai agresiv, toată lumea e fericită, după aia avem inflație. Asta este Ea. inflația adevărată. Nu sunt alimentele mai scumpe, nu petrolul este mai scump, nu curentul este mai scump. Dolarul nu mai valorează la fel. În timp ce Bitcoin e capabil să facă în medie 4,6 tranzacții tranzacții secundă, Visa poate 1736, pe minut Bitcoin 276, Visa 104.000. În termen de consum electric, Bitcoin necesită 6 ore de consum susținut al rețelei ca să valideze 100.000 de tranzacții, ceva ce sistemul lui Visa îi ia 57 de... Ok, tranzacții. deci n-a avut niciun fel de bun. N-a avut uh, niciun fel de finalitate toată... Uh, tot periplul ăsta de, prin toate ideile astea nebune. Am înțeles. Ne conduce aur, zici? Nu, n-ai înțeles, omule. Deci doar vorbește căcat. Am înțeles. De secunde. Cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort. Asta era cireașa de pe tort. Aia e cu asta, a umplut paharul, ce să mai Nu se procesează plățile la fel de rapid. Păi ăsta e un mit. Ăsta știe toată lumea că e un mit. Asta este exact cireașa de pe tort și îmi place. Exact cireașa că... de pe tort, nene. Cătălin când am văzut chestia asta cu tot respectul, aici mi-am dat seama că research-ul de odinioară nu a fost făcut nimic mai greșit la sânge, cum se făcea. Și acum ce am povestit despre aur anterior o să capete sens. Aurul s-a folosit ca monede de schimb, s-a folosit ca bani. Până când, în anii 600 înainte de Hristos, China a zis în felul următor. Băi, aurul ăsta e cam nasul de transportat, hai să-l băgăm la depozitare, că portabilitate greoaie și hai să facem niște hârtii, că sunt mai rapide. Și uite o analogie, îți dau în momentul ăsta 1000 de lei, prefer să-ți dau în monede sau în bagnote? Păi dacă ți dau un monede, cred că arunci cu ele după mine. Logică, preferi 5 bagnote de 200 de lei, decât 6 borcane de monede. Mai ușor, de portat. Așa că aurul da. Atunci a început să intre la depozitare, adică să fie stored. De asta se numește... Store. A, e tot cu aur Deci n-a terminat. Aurul a fost... A, ok, 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 ok. okay store of value. Păstrează valoare De asta se face analogia Bitcoin versus aur. Bitcoin, în primul rând, este store of value și el. Și ca la orice alt store of value, tranzacțiile sunt lente. La aur, practic la fel. Hai să le considerăm pe asta două layer 0 al banilor. Adică stratul... Ok, Cristian, Cristian, las asta. Cum nu e un scam? Cum nu e un scam? crypto? explică-ne, te rog frumos. Explică-ne utilitatea bitcoinului ului Te rog frumos, explică-ne. De bază economic. Și pe layer 1 încep tranzacțiile mai rapide. Adică alea care odinoare erau cu hârtii și acum le facem direct cu telefonul unde avem cardul înregistrat pe Apple Pay. Și ajungem la punctul cheie. FISA este un procesator de plăți. Facilitează tranzacțiile... FISA uh, cui? Îmi cer mii de scuze. Vreau zic că Visa, așa -i? rapide. Visa este layer 1 pentru sistemul bancar. Lăsând la o parte faptul că sistemul bancar a abandonat standardul aurului de ceva timp și nu mai contează ce aur au în rezerve, printează bani exact cum vor, hai să considerăm acum sistemul bancar layer 0 pentru că aurul nu mai contează. Bitcoin la fel este layer 0, layer 1 peste sistemul bancar. Visa scris în versiune drac. <laughs> este Visa și atunci layer 1 peste rețeaua de la Bitcoin este Lightning Network, care practic printr-un simplu search pe Google, de exemplu, how does Bitcoin scale. Pentru că da, Bitcoin nu are scalabilitate, este făcut așa pentru securitate în primul rând. Răspunsul cel mai favorit o să fie Lightning Network, adică este doar un search pe Google. Și hai să vedem comparația lui Cătălin. Visa face 1700 de tranzacții pe secundă. Wow. Lightning Network face un milion. Și aici, practic, pasărea a ieșit pe fereastră, sau cum era, pisica a ieșit din sac, la fel ca și respectul meu pentru research-ul de odinioară a lui. Lightning Network e centralizat? Nu știu nimic de la acest Lightning Network. E o okay? chestie... ok, da... E centralizat. Ok, bun. Glumesc, glumesc. Îmi place să mai dramatizez. Da, exact. Cei care glumă? meu pentru research-ul de odinioară a lui Cătălin. Glumesc, glumesc. Îmi place să mai dramatizez. Da, exact așa cum funcționează și sistemul eu chiar n-am research ce făcut, dău, spre o de uh, chifoi, din păcate. Băncile centrale emit bani. Din neant, așa cum cică și Bitcoin ar fi emis. Doar că la Bitcoin este muncă, este proof of work, avem dovada vie că se muncește ceva și se obține ceva. La banca centrală, printarea asta de bani e un click. Este exact analogia de la început pe care o făcea între Excel și Blockchain. Excel-ul este sistemul bancar, Blockchain-ul este ceva upgradat. Ceva ce nu poate să fie Excel, adică nu poate fi modificat. Mă rog, tot ce contează aici este o expresie magică. Settlement final. Pe Lightning Network se întâmplă tranzacțiile foarte, foarte rapid. La fel cum se întâmplă și cu Visa cu procesatorul de plăți. Pe Bitcoin Network se întâmplă mai greoi, La fel cum este și sistemul bancar. Uite o chestie la fel pe care o găseai dacă făceai un pic mai mult research. Sistemul bancar funcționează cu un settlement final de T-2. T-2 înseamnă termen de 2 zile. Dar uneori dacă este sărbătoare pot fi și 4 zile. Weekend la fel. Când am deschis prima cafenea și am montat un POS de bancă acolo, mi-am dat seama că exact așa este. Încasam banii pe POS și până se se făcea settlementul final, dura două zile. Și astfel eu primeam bani cu două zile întârziere. Uneori și cu patru. Asta este. Ei, și aici hmm. este... Asta este. Ce poți să faci acum? <laughs> Bă, se procesează mai greu o leacă plăți. asta este. Ce poți să în faci? o să chestie pe care lumea nu o înțelege. Bitcoin face settlement final între 15 și 60 de minute. De asemenea, rețeaua Bitcoin a înregistrat mai multe settlement decât Visa în 2021? Ok aici trebuie să faci diferența. O oră... Bă, se întrerupe la mai multă lume, la mine n-ar avea de ce să nu fie, să fie problemă. N-are de la ce să fie. Da, pare că sunt ok, cu bitrate, cu tot. Versus <sus> 48 de ore și uneori mai mult. Înseamnă de 48 de ori mai rapid. Da, 0. Okay. Aici e bătaia între layer 0, da? Hai să mai facem o analogie aici, poate o înțelegi pe asta mai bine. Poate ai trăit și tu într-un sătuc mai micuț ca mine, în Techirio, la Anamol. Când iei pe caiet la magazin. Uh, he really did start from the bottom, didn't he? He really did start from the bottom și prin puterea cripto a ajuns unde e acum, un fan Elon Musk. Nu mai ții minte ce vremuri. Că nu ai bani la tine, că nu ai luat salariu. Nu mai faci tranzacția aia rapidă de atunci. O face băiatul la pe carnețel, notând acolo ceva. Și settlementul final vine o dată pe lună, când îți vine salariul. E exact același sistem. Pentru că omul vrea să-și vândă produsul, da? Și tu vrei să-l cumperi. Așa că, layer 1, Lightning Network, un milion de tranzacții pe secundă, versus 1700. Dacă la layer ăsta 0 rețeaua Bitcoin a câștigat detașat cu 48 la 1, la layer 1 acum 1 milion de tranzacții pe secundă versus 1700 înseamnă gen de 10 ori mai rapid? Glumez, de 588. Dar sunt de acord cu Cătălin la capitolul Narativă ah. narrativă exact. Aroganță de căcat. Mai ultimul măi. cu Bitcoin este aici să salveze săracii. Nu neapărat. Este aici să îmbunătățească sistemul bancar. Dar și politica. Da, de aia nu e o schemă piramidală. Da, efectiv, de aia nu este o schemă piramidală. Pentru că, de fapt, de fapt, prin third parties, plățile pot fi procesate mai repede. Ca monetară, bă, că am vorbit de ea tare. despre. Deci, indirect, practic, va ajuta și săraci. Asta dacă este adoptat. Și asta dacă săracii, printre care și noi, învață ceea ce fiecare dintre cretinii care au studiat Bitcoin i-a ajutat, practic, să ajungă la aceeași concluzie. Și anume că este o revoluție în sistemul financiar. Acum a început schema piramidală. Acum începe, începe, bă, zi. <laughs> The anyway. global de cross border payments, the store of value, she eliminate intermediary part of the uh -huh. answer, lean to is why you need authorization, clearing and settlement is there's a lot of steps in this. You can add digital wallets and you can add Bitcoin, and the question is does cryptocurrency skip all this stuff in the middle? And can digital wallets jump start over some of these? Apropos, 16 Toma, cine a explicat, bă. Nu, deci, this is insane. This is absolutely... Oh, ole. cine a explicat toți intermediarii prin care trece chestia asta ca să așa și acum ne zice că, a, de fapt e fără intermediar. Da, sunt alți intermediari, straight up. ...de dolari sunt pierduți în vămuiri și trading internațional anual. Adică în partea aia de intermediari. Exact ce am... Nu sunt intermediari, nu sunt intermediari, sunt third parties. E o diferență. Nu sunt intermediari, sunt third parties. Pun din aur și îți spun și ce a fost. 16 trilioane de dolari anual. Oare când energie exprimat cât înseamnă pierderea asta? Știi de ce întreb? Pentru că nu o spun eu. O spune actualul șef de la SEC care în 2018 a predat un curs de blockchain și cripto și bitcoin la... Ei omule... Păi tu înțelegi că tocmai ne-ai explicat da, uite, literally Lightning Network e un intermediar centralizat, literalmente ne-a explicat cum că fiecare problemă pe care o are Bitcoin, că se procesează greu plățile, că, aia, că, aia că, uh, nu știu cum sunt autentifici, nu știu. De, la fiecare problemă, apare în un intermediar, apare Dao, apare, nu știu, pula mea, uh, uh, Binance, apare Lightning ăsta, apare totdeauna pentru fiecare căcat care e un shortcoming de al uh, uh, oricărei criptomonede, trebuie să apară un serviciu, da? care să rezolve problema. So, how is it? How, cum nu există intermediar pentru chestia asta? Te rog eu frumos, măi nene, te rog. Vreau să înțeleg. MIT. Dar băiatul chel de mai devreme. Of, doamne, de ce nu lași informațiile astea să pice din cer mai ușor să le pică din cer informator, lumea are informațiile. Tu n-ai informațiile, măi omule, tu nu vrei să înțelegi în pula mea ce zice lumea, mama ei de viață. România e problemă cu cripto, începe când ai scos un 500k plus euro, cam de acolo începe distracția, în rest da, ești ținut în hamster wheel. Când ajung bani la tine, te mulc toți. Tu poți ieși pe plus, dar alții ies pe, fără risc, pe plus, pe spatele tău. Da, asta, da, da, sunt de acord, da. Nu știu cine sunt ăștia care scot mai mult de 500.000 de euro, efectiv sunt trei oameni ăștia despre care vorbești aia de, care au experimentat distracția de care zici. Efectiv sunt trei oameni. Le avem cu toții pe tavă înainte să facem un clip pe internet. În fine, mergem mai departe. În sfârșit, cei mai să... Mai da shaming-ul ăsta! Păi, alții, păi ai internet la urma urmei, bă, înainte să vorbești, vei și tu că mai citești, mai uitești tu la un video de YouTube înainte să vorbești. Uh, bun. oameni din lume, Gary Gensler a spus că Crypto dudu e de fraude și scams. Stai așa că vreau să mă uit un pic re repede. Gary Gensler, Crypto Scams. <coughs> aha, aha, aha. Omul pe care a dat el exemplu. Ia te uită, la CBS News. SE Chairman, Crypto Assets are ripe with fraud. Nu, CNN, pardon. Hai că suntem, suntem leftiști la urma urmei. Sunt, la urma urmei, ori mai suntem leftiști, ori nu suntem. <laughs> AC Chairman, crypto assets are ripe with fraud, scams, and abuses. The chairman of the Securities and Exchange Commission doesn't have a lot of for love. This asset class is ripe with frauds, scams, and abuses in certain applications, SEC Chairman Gary Gensler said during an interview at the virtual Aspen Security Forum. Gensler also said he believes cryptocurrencies are securities which would put them under the pur uh, purview of the SEC. The regulatory uncertainty surrounding digital currencies has been the subject of lawsuits and investigations in recent years, and whose jurisdiction the asset <clears throat> assets fall under has yet to be definitely, de definitively an answered. Na, poftim. L-a plătit banca să zică, da. L-a plătit banca să zică. If, if we don't address the issue, a lot of people will get hurt. Măi, Cristian, de ce nu vorbești niciodată? Zici că uite că-ți pică din cer informația omului. E pe CNN asta, e like mainstream media. De ce nu vorbești, Cristian, despre așa ceva niciodată? Și te iei de oamenii care vorbesc despre asta. With 1.6 trillion in total value of the asset class, the crypto sector is still relatively small co compared to U.S. capital markets. But that doesn't mean it shouldn't be regulated, Gensler said. Bravo, Domnul Gensler. Correct. I fear that if we don't address the issues, a lot of people will get hurt. Bazat. There is one area of the crypto universe the SEC boss has a particular bone to pick with: stablecoins. <laughs> The, the, value of these digital tokens is pegged to other assets, such as the US dollar, to add stability. Da, efectiv, Mai de zis, doamne, iartă, mă zici, măi, bătuți în cap oamenii ăștia. Eu, nu ăsta, stai. Eu, leu, nu asta. Deși ăsta, deși asta îl mai păstrăm, poate mai pune muzică mai încolo. Așa. Hai să mai vedem. Capătă și ei acces la instrumentele financiare ale marilor investitori de pe Wall Street și pot astfel, în sfârșit, iar și ei, în sărăcia lor, să participe la capitalismul global. Da, erau chiloți uh... pe margine? A, mă scuzați. Da, erau niște reclame de la Asus. Hai, nu vă mai tot atâta și voi. Nu înțeleg de ce este o chestie negativă asta, că poți să participi la investiții. Și bineînțeles, să-ți faci research, bro. Alții cum dracu au reușit până la urmă să ajungă de la săraci? Prin trading, sunt unii care fac trading. Păi oamenii, ca să-și câștige existența, ar trebui să facă lucruri care sunt utile societății, nu să bage bani la păcăneaua cripto ca să câștige bani imaginari. Despre asta este vorba, măi, Cristian. Este foarte suspect felul în care alegi să omiți aceste părți ale discursului, ale dialogului. Tu Reacționezi la ce vrei tu. Nu e un pic cam ciudat, măi, Cristian? În plus de asta, de ce trebuie să existe din partea mea această așteptare? Deci eu, da, eu uh, sunt un membru al societății, da, eu uh, uh, am fost la școală, am trecut prin tot circuitul, Da, am făcut facultate și lucrez să zic că lucrez pula mea. În, uh, uh, sunt flormean pe o sondă de asta de extracție de petrol. <laughs> sunt flormean. Sau ce căuta el acolo? Și nu, ca de obicei, nu? Nu mi-ajunge salariu, nu mi adică nu mi-ajunge. Mi-ajunge, dar nu pot să trăiesc chiar cum vreau. De ce, de ce trebuie să, mă, să -mi prind eu urechile în 15 gorilioane de research, de nu știu ce, de website-uri stau, pe wiki-uri, pe alea, pe alea, ca să pot să intru și eu în chestia asta cu cripto căcat? nu ți se pare un pic suspect că e un job în sine și un job care gen nu produce de fapt nimic de valoare decât că pff, scot niște oameni, niște bani, care oricum aveau bani. Hai să mai vedem. E din alții sunt investitori și din România. Puși de 17 ani care fac bani pe internet. Asta e, ăia cum dracu au făcut bani? Au speculat și s-au folosit de săracii care erau și nu are nicio legătură. Puștiai de 17 ani care gen uh, trag țepe pe internet, la ei te referi, acei puști de 17 ani care închiriază lamborghini uri și uh, fac videouri care să-ți arate uh, uh, cum s-au îmbogățit peste noapte, tocmai ca să-și facă coinurile lor și după aia să dea țepe la alți oameni. La, la copiii aia te referi? Aia care oricum au părinți bogați. Aha, foarte tare. Foarte interesant. Dar eu, e de vreo trei ori mai rapid decât Bitcoin. Ai fi putut fi tu! Ai putut fi. Ai fi putut fi tu ăla, da, exact. Îmi bag un gât de fiecare dată când văd un copil de 17 ani care e milionar, în timp ce eu am muncit ca prostul ca să-mi fac un trai cinstit adică poate vreo 15 tranzacții pe secundă, dar comisionul de transfer variază și mai dramatic, în funcție de traficul din rețea. Da, aici, practic, Cătălin vorbea de comisioanele de pe Ethereum și, mă rog, Ethereum... Mă rog, acum, ce, mă rog, aia e pe Ethereum, nu e pe Bitcoin. La fel este un, un, un layer de bază, este o platformă unde se pot construi smart con Mi-am amintit acum de cum zicea Foi despre utilitatea NFT-urilor, că uh, mi-am amintit, zicea într-un video, cum am uitat la videourile lui, ce într-un video că utilitatea NFT-urilor la uh, 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 mai muțică NFT e prestigiu pe care îl ai tu ca și cumpărător. Uh, imaginea, ăsta e beneficiu. Că gen, eu dau, pula mea 60.000 de dolari pe o poză cu o mai muțică și mi-o pun poză de profil la Twitter și am un... am un, pres am un prestigiu. <laughs> Eu am tranzacționat de 5 ani pe piața valutară, am văzut cum se mișcă o piață centralizată. În cripto sunt fluctuații poate și de 100 de ori mai mari într-o singură zi. Pump and dump și tot felul de scheme și țepe. Ele există în toate piețele, dar pe cripto rup. Păi da, tocmai pentru că nu e it's not regulated in any way, in any capacity. Sunt curios ce zice despre argumentul lui Moise că de fiecare dată când cineva scoate bani din cripto, altcineva pierde bani. Nu, tu nu înțelegi, măi omule. Tot, tot, orice argument, de ce l-a căutat, chestiile de care se poate lega. Pentru că la argumentele alea cele mai strong, nu are ce să zică. N-are ce să zică. Dar mi se pare fantastic. Cum își închipă eu omul ăsta? Că gen, nu, nu știu. Adică, când îmi zici, intră în piața cripto. Practic, îmi zici, vino și poate vei reuși să dai o țeapă. că despre asta e vorba. Poate vei reuși să ieși la timp, în așa fel încât să câștigi bani pe pârleala altcuiva, la the expense of someone else's money. It's, it's, just so dumb și nu, 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 nu înțeleg cum, cum no one addresses this în, știi? Adică nu înțeleg, înțeleg cum no one addresses this, dar mi se pare like așa puțin semi... ...ofrenic. Este un tip pe YouTube, Felian, care face tot felul de documentare? Da, știu, e tare Felian. Și uh, vrea cumva să zică că The Board Ape Yacht Club e propaganda rasistă neonații, te crucești? Ok, I don't know, man. Nu știu, dar am mai văzut câteva videouri de la filion la care erau destul de drăguțe acum, nu știu. bine. Se aplică și la stocks? Not really, pentru că alea se bazează într-o anumită măsură pe niște chestii, știi, uh, uh, care există, I guess. E cumva un procentaj dintr-o companie la stocks, cât de cât. Unul la mână și doi la mână este uh, uh, zi. Este Reglement de stat. Aici nu există așa ceva și se bazează cumva, aici pe ce se bazează e că cineva dă o dată 100.000 de, mii de euro pe nu știu ce și pe chestia aia acum valorează 100.000 de, mii de euro. Știi? Adică e, e, doar speculă de asta, știi? Uh, influence uh, exchange contract și se pot uh, emite niște stablecoin-uri care să ajute mai mult la da, tranzacționare și am auzit de cazul cu UST. Am făcut clipuri speciale despre UST și Luna și am explicat exact cum a picat, care a fost algoritmul din spate și da, a fost executat greșit, poate a fost void, poate nu, habar n-am. Se întâmplă o grămadă de rahaturi în spațiu ăsta care nu ar trebui să se întâmple. În scopul de acum. Întâmplă doar rahaturi în spațiu ăsta care n-ar trebui să se să întâmple, mai Compensa Cristian. Compensat pentru lentoarea tranzacțiilor din blockchain, la un moment dat, în ecosistem, apar așa-numitele stablecoins. Stablecoin-urile au trei mari motive pentru a exista. Primul e să rezolve... Pe okay, sunt ce să zică la asta. problema cu lentoarea tranzacțiilor din blockchain. Ca să nu ai surprize că valoarea Bitcoin s-a schimbat dramatic între momentul în care ai cerut tranzacția și momentul în care ea s-a efectuat. Convertirea în stablecoins se face rapid în baza unor valori bătute în cuie. Al doilea motiv pentru existența lor e că dacă vrei să scoți mulți bani din sistem și să-i convertești în bagnote pe care să poți să le pipăi, de obicei intri sub incidența organelor financiare care încep să pună întrebări care conțin cuvântul taxe. Da, sunt de acord aici. scc asta face acum. Încearcă să reglementeze tot spațiul ăsta care este destul de speculativ. La fel și la partea de NFT-uri au apărut foarte multe proiecte care nu au ce să caute pe piață, sunt doar poze cu adevărat și Cătălin a zis foarte bine chestia asta cu link-ul, nici măcar nu de link-ul asta se pupă inclusiv la criptomonedele în sine, proiecte care nu fac nimic și au doar o monedă și poate fi tranzacționată. Sunt de acord, 99% acolo sunt, ele sunt. La fel. Păi atunci de ce e gata? Asta e video, mai închifoi. Ce, ce mai zici? Gata, asta a fost, la revedere. Nu mai, gata, las! N-ai ce să save face. There's no face to save. Las-o așa. Există o chestie pe care am și discutat-o pe canal. De fapt, cam toate chestiile astea pe care le menționează... La există proiectele alea bune și valide, da. Există, nu știu. Nu știm noi de ele, nu ne zice nimeni de ele, dar ele există. El undeva există. Ne am discutat pe canal, dar mult mai în detaliu, în mai multe clipuri. O parte interesantă la NFT-uri este wash trade-ul. Adică eu îmi fac 10 portofele digitale, lansez propriile NFT-uri și încep să fac bidding între mine și mine. Și licitez contra mea în continuu cu un preț mai ridicat de fiecare dată. Și al șapte la trade vine un necunoscut și zice, mamă, cum se cere chestia. Da. Efectiv, da. Da, asta e toată piața mai. Asta e tot, asta e tot. Știi asta. Mai mult asta este chiar interesantă. O să o cumpăr da. eu acum, e rândul meu. Și uite Efectiv, așa. Efectiv, da. Și eu am rămas cu banii mei, dar Ok, he's da. Dar și cu banii lui. Da, se întâmplă chestia asta. Din păcate, da. Cătălin nu a prezentat și varianta ok, să zicem. Ca, ok, hai, ia Varianta... Zile. care funcționează. Pentru că întotdeauna o poveste o să aibă două fețe. Așa că au apărut Întotdeauna o poveste are două fețe, dragi prieteni, să nu uitați. Există și varianta OK. Nu o să vă zic eu care e, dar ea există. Jocuri pe bază de NFT, muzică, abonamente, skinuri de jocuri și tot felul de alte. Efectiv n-a zis-o, coaie. Efectiv n-a zis-o. De lucruri care puteau fi tranzacționate până acum și fără să interacționezi cu o piață volatilă dominată de speculatori financiari. Visul final al criptouniversului se numește Web3, un nou internet care să funcționeze. Nu, gata, am trecut la Web3, gata. Nu, n-a nu, zis-o. N-a zis varianta ok. Și dacă îl întreb care e varianta ok, o să zică, păi am vorbit în atâtea videouri despre asta, du-te și uite-te la videouri, omule, că eu nu-mi răcesc gura de o mie de ori. Funcționeze pe bază de NFT-uri, unul în care orice acțiune pe care o întreprinsă presupune o formă de tranzacție cu comisioanele aferente. Ideile din spatele acestui Web3 reprezintă cea mai de coșmar variantă de capitalism despre care am auzit vreodată. Dar forțele care îl promovează devin din ce în ce mai puternice, finanțate involuntar de prădătorii insuficient de prădători care au pierdut la cazinou. Da, și aici sunt de acord, marketarea este foarte, foarte exagerată. Însă, mm. o să vin cu cei doi cenți ai mei. Am spus-o de foarte multe ori, este doar marketarea companiilor. Nu ex Nu există există descentralizare fundamentală eu. decât la Bitcoin. Restul sunt companii cu board executiv, CEO, angajați și multe noduri validatoare descentralizate, la fel și investitori mici și mulți. În schimb, ce este Web3? Web3 nu este egal cu metaversul. Un site, de exemplu, Web3, este de fapt un site care nu are nevoie de datele tale, e-mail, nume, adresă, nici de un procesator de plăți și nici să introduci un card bancar pentru plăți. Este un site care încasează direct banii peer-to-peer -peer și elimină intermediarii. Aceeași problemă și aici nu este reglementat încă spațiul, dar este o tehnologie care o să ia amploare. Pentru că salvează foarte mult timp și bani. Măi, da, e frumos ce zici, măi, uh, Cristian, dar tu îți dai seama că chestia asta o să existe în același climat capitalist în care există existat și criptomonedele și o să apară intermediari pentru toate. Că nu o să se poată ca fiecare om să aibă Facebook-ul lui, Twitch-ul lui, uh, căcatul lui. Nu o să poată așa. Nu o să funcționeze chiar așa de simplu. O să apară, nu e așa, serviciile Wix-ul de uh, propria ta platformă, nu? Adică e frumos ce zici, dar e evident că nu o să fie așa cum sper tu. Pentru companiile mari pe care na, le judecăm atât că e capitalism. Știi care este o Da, hai să nu mai judecăm companiile mari. De ce să le, pentru ce să le judecăm? Suntem noi răi. Suntem noi răi și invidioși că n avem banii lor. Posul capitalismului? Socialism. Și ce înseamnă socialism? Ce înseamnă socialism? Raci, da, asta înseamnă socialism. Nu mai pot, nu mai pot cu chestia asta. Eu nu știu dacă știți, dar toate alea de reddit mi-au dat depresie maximă. I'm so fucking fed up with this shit. Asta e socialismul, dragi prieteni. Asta e socialismul. Aveți și prieteni, cetățeni ai capitalii României socialiste. Socialismul a a Hai, pe bune, asta susții tu pe bune. Asta e socialismul, dragi prieteni. Asta e socialismul. Bro, ăsta e un emote. Cupar, mai ești aici? Bro, cum, care era... Am dat odată... Uh, uh, și... oh, nu, ce prost sunt. Am dat odată Windows Key S ca să sărciuiesc Snipping uh, Snapping tool și m-a șeimuit Cupar că e altă, Alt shortcut pentru Snipping Tool și acum nu mai știu care e. Care era? E oare... Window Key Shift S? A, ah, da! Window Key Shift S e. Ok, Window Key Shift S e. Mi-au luat suficient brain damage? Eu ce să mai zic? Noapte bună, băi Cătălin. Mergeți și vedeți, dragi prieteni... Nu mi le dat aici? Ia să vedem, în mixul ăsta reglementat încă spațiul, dar este o tehnologie care o să ia amploare, pentru că salvează foarte mult timp și... Ok, nu-l găsesc. Dați o secundă. Să vă dau link-ul. Uh... Așa. Autoritate finală. Gata, dragi prieteni, mergeți și vedeți videoul lui Cătălin. Vă invit cu mare drag. Eu vreau să mai văd finalul ca să nu zică lumea că bad faith. Vreau să văd finalul, să văd dacă totuși ne zice de acele exemple uh, bune de Bitcoin. Pentru când ți-ai dat gaură în ureche? Un pic, dar într-un fel plăcut. A, ce pot să fac? La fel, un topic pe care Cătălin nu l-a dezbătut mai în detaliu, pentru că, na, asta era clipul lui și contentul lui, dar decentralizarea practică aici se referă la faptul că poți să ai parte din rețea. Faptul că deții criptomoneda rețelei, și aici mă refer la petere în primul rând, poate Solana pe locul 2, Elron începe să dezvolte și ea în zona asta, pe Web 1 puteai doar să consumi, da, să citești content. Pe Web 2 puteai să citești content, dar și să scrii content, adică mm -hmm. să produci și tu, să participi. Pe Web3 tu ești contentul. rețea. Acum Web3-ul, pasul următor al evoluției asta a internetului, înseamnă că poți să deții parte din rețea. Și ai și alte beneficii de staking, nod validator, etc. Atenție, da, este experimental și speculativ. Încă se construiește, mai e de muncă o grămadă. Asta înseamnă că este o schemă Ponzi. La fel, nu mai știu exact minutul unde a zis Cătălin că Bitcoin este acum. Nu de asta zicea lumea că eu o schemă Ponzi, mai Cristian. Pentru cu totul și cu totul alt motiv zicea că eu o schemă Ponzi. Mulat de cei cu foarte mulți bani și din cauza asta nu mai este descentralizat. La fel și aici, același comentariu. Rețeaua este descentralizată. Rețeaua este cea care dă valoare monedei sau tokenului care se tranzacționează între noi. Moneda este acumulată pur și simplu de oricine vrea și înțelege ce acumulează. Dar ca de obicei suferim de manipularea capitaliștilor extremi. <laughs> o dau și eu în Cătălin, dar în mare parte sunt oarecum de acord. Păi și atunci ce pula mea o zice așa, măi, omule, măi, ce dracu e în capul tău, măi, trei țarție? Ce dracu vorbim aici? Zici că suntem proști în că dai, facă p***, mie, mi se le creierul ascultându-te. Zi, dracu, cu ce ai de zis? Companiile vor datele noastre, pentru că vor să ne marketeze produse, e logic, vor să ne vândă ceva. Și sunt de acord, nu este destul de reglementat spațiu, însă reglementările astea au început să apară ușor ușor, de exemplu KYC-uri, adică Know Your Customer. Toate exchange-urile astea îți impun acum să faci KYC. De exemplu, Binance mi-a cerut inclusiv facturi de acasă. Deci, pentru că asta le impune reglementarea autorităților, nu că. Și nu e normal să fie așa ca să nu se întâmple da o iar Oarecum, asta e cam pe dos. Regulatorii cer KYC-ul ca să se știe cine, unde și ce are. Nu intru în amănunte că poate pot să pară a conspirație. Însă, în final de clip, problema de bază, deși se acumulează Bitcoin de bani ăștia, Basically e de acord, dar mai merge o țeapă din când în când, efectiv. Da, mulți din lumea asta, încă este șansa noastră a săracilor... Te rog, vă, rog frumos să nu mai ce să mă calmez pe stream meu, vă rog din tot sufletul meu. Vă rog eu frumos, dacă vă, vă enervează că mă enervez, nu mai să-ți strim. N-am nicio problemă. Mi se pare cinstit și respect. Mă, se mai enervează omul. Ce treacu poți să faci? Mici și proști să acumulăm și noi. Și nu, nu acumulăm o schemă Ponzi. Pentru că deja este folosit. Este adoptat de bănci inclusiv. Apar bănci pur digitale. Daddy, Dar un plus major aici este faptul că nu este confiscabil și are o politică monetară stabilă, nu după cum bate vântul în economie. O economie stabilă înseamnă ca ceva să fie stabil la bază. Și da, dacă ne uităm acum la volatilitate, nu e ceva stabil încă, pentru că nu are destul capital acumulat. De asta o să tot vină capital în Bitcoin. Și o să scot practic clipul ăsta peste vreo 8 ani de zile. Sper ca Cătălin să-l lase pe a lui până atunci. Dar Bitcoin față de aur este inconfiscabil. Ha, o să dea jos Cătălin video de rușine că i-ai distrus toate argumentele cu video ăsta, mă chifoi, da. Abia, să ceea ce jos. Cătălin la fel, nu a menționat. A zis doar că dacă pierzi parola, nu-ți mai recuperezi banii. Aurul a fost confiscat în istorie întotdeauna. Războaiele au la bază resurse naturale fizice. Și aici, practic, nu poți să ataci o țară și să iei clădirile. Dacă te războiești cu o țară și câștigi și furi pământurile, trebuie să păstrezi oamenii tăi să conducă pământurile alea. Și știm clar... Mă mama ei de viață, dacă moneda Criptomoneda Bitcoin nu se bazează pe absolut nimica. Cum? Pula mea dă viață. Cum? Pula mea poate să fie altceva decât un tărâm magic al schemurilor. Cum poate să fie altceva decât un loc de joacă în care oamenii bogați fac și mai mulți bani de pe cărca, Celor săraci care speră și ei la niște uh, uh, zile, speră și ei la niște venituri ușoare. Cum? Te rog eu, explicăm frumos. Explicăm ca la proști, că nu înțeleg. Totdeauna, când, 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 când te apropii, parcă se dea din subiectul ăsta, zice, a, am văzut în alt video sau nu știu, alt căcat. Dar cum au ajuns toate imperiile după expansiuni de genul ăsta. S-au retras înapoi în carapace, pentru că nu puteau să țină de la distanță. Foi să au ieșit Jim Bro și Debate Bro și Crypto Bro, da. La fel, dacă ataci o țară, nu poți să iei valuta națională și să o cari la tine, pentru că nu înseamnă nimic pentru țara ta. Dar poți să... Dași că dacă azi e 3 dolari și mâine 60 de nu e nimic ciudat, adevărat. Da. Ei aurul, lejer. Poți să dai pur și simplu cu bomba nucleară și după aia să culegi aurul printre cadavre. De ce? Pentru că aurul are valoare inclusiv la tine în țară. Acceptare socială, remember? De asta Bitcoin este varianta mai bună a banilor, a aurului. Asta vrea să fie Bitcoin de fapt. Da, Bitcoinul e mai bun pentru că dacă dai bomba nucleară, nu dispare bitcoin Bitcoinul. Bun argument să moară mă. este doar o tehnologie derivată de la Bitcoin, care poate să aibă fel de fel de utilități. Le-am zis anterior, dar sunt încă experimentale utilitățile astea. Dar mai uite o idee. Cu toate informațiile negative, același lucru putem spune și despre sistemul bancar care e cu adevărat o schimbă Ponzi și ai. Da, nu e cu adevărat. Mă rog, nu-i o schemă Ponzi, dar e un căcat, da, într-adevăr, e un căcat și la fel. Sistemul bancar este un sistem economic prin care oamenii bogați își măresc veniturile uh, uh, din de pe cârca celor săraci. Cum s-a întâmplat și în 2008, cum s-a întâmplat, da, într-adevăr. Dar asta nu înseamnă că cripto e lucru bun. Cripto, probabil că a fi venit la început ca fiind o ca o rezolvare la o dată chestia asta, dar iată-ne, putem să avem ochi, avem minți, avem vedem și noi felul în care nu s-a schimbat nimic prin criptomonede. Soluția? Nu știu care e. Nu vreau, că iară zice lumea că să <laughs> Extremist! Ai clip de la mine pentru asta și inclusiv despre bursa de valori și despre orice ajunge pe piața liberă pentru a fi tranzacționat public de oameni de peste tot din lume. Și clipurile astea negative vin doar în perioade negative. E logic, clipul lui Cătălin în bull market nu știu, adică cred sincer că putem să ne uităm la chestia asta cu uh, banii, nu zic că ar trebui să pff, facem revoluția mâine și nu știu ce, dar ar trebui să ne orientăm un pic, să privim, știi, ca un, ca un scop. Un scop în pff, 100 de ani. În 100 de ani, să facem cumva să ne repliem în așa fel încât să nu mai folosim banii ăștia. Pentru că nu este evident că nu ne ajută la absolut nimic care este adică cum să zic? Trăim într-o lume mai ales acum, știi, în care există tehnologie, există agricultură, există atâtea lucruri. În momentul în care pui uh, uh, o etichetă, o valoare pe o tranzacție între doi oameni care la urma urmei uh, 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 nu face decât să zi, permită subsistența acelui cumpărătorului, ca să zic așa,